ca răspuns la o creștere remarcabilă a numărului de musulmani care se convertesc la creștinism în Irak, organizația creștină Ajutor pentru Persecutație ajută din ce în ce mai mult pe cei ale căror vieți sunt în pericol, punându-le la dispoziție case unde se pot adăposti în siguranță. Recent, unul dintre bărbații care s-au convertit la creștinism a primit prin poștă o scrisoare de amenințare cu moartea împreună cu un glonț pentru ca mesajul să fie cât mai sugestiv. Cităm, dacă nu te întorci de la creștinism, vei fi sortit morții, se putea citi în scrisoare. Directorul organizației de caritate, Joshua Joseph, explică mai multe despre modul în care tinerii convertiți la creștinism sunt amenințați chiar de familia lor, în mod special de frați sau tată. Familia celui convertit de cele mai multe ori se întoarce împotriva proaspătului creștin și face presiuni pentru ca el să se întoarcă la islam. Mai sunt presiuni și din partea vecinilor sau a membrilor din comunitățile din care făceau parte. Joshua Joseph mai spune că într-un singur an activitatea organizației sale s-a triplat, atât de multe convertiri au fost. Acum plănuiește să-și extindă activitatea în alte țări, inclusiv în Afganistan și Yemen. După ani de secetă și război civil, cei mai mulți somalezi trăiesc în afara granițelor Somaliei. Din cei 12 milioane de somalezi rămași, peste 99% sunt musulmani. Este extrem de periculos să fii creștin acolo. Credincioșii riscă să fie uciși de teroriștii Al-Shabaab sau chiar de propriile lor familii. Andrew Boy de la GNA cunoaște foarte bine situația de pe teren. El oferă exemplul lui Samuel, un fost imam, care a fost adus la credință în Isus de către un medic. Când a auzit tatăl său de convertirea acestuia, l-a închis într-un beci. El a reușit să evadeze și să fugă într-o țară vecină, unde i-a ajutat și pe alții să-L cunoască pe Hristos. După o scurtă perioadă de timp, s-a întors în Somalia după soția lui, dar a fost prins de către militanții islamiști Al-Shabaab. Ei au postat pe internet un filmuleț în care se putea vedea cum îl băteau pe Samuel până acesta a leșinat, ei crezând că este mort. Dumnezeu a folosit acel filmuleț și mulți somalezi au început să-L caute pe Isus. Samuel a reușit din nou să scape și a spus că, cităm, Dumnezeu a folosit asta pentru a predica Evanghelia în locuri în care nu a putut niciodată să ajungă. Somalia era o țară închisă, acum este mult mai deschisă. Oamenii au fost guduiți și sunt înfometați să audă Evanghelia, a spus el. Voluntarii ai organizației caritabile creștine Ajutor pentru Persecutații din Liban raportează că nivelul de trai este în continuare în scădere în toată țara. Se înregistrează o penurie masivă de produse de bază, hrană, combustibil, electricitate și medicamente. Toate acestea sunt agravate de creșterea violenței și a tulburărilor politice. În acest context dezastruos, organizația de caritate aduce semințe de speranță libanezilor printr-un proiect agricol major care le va permite să hrănească literalmente mii de oameni. Este vorba de o fermă la periferia orașului Beirut, unde au fost înființate 11 sere care produc o varietate de legume și zarzavaturi. În prezent, producția este de 35 de camioane de legume pe lună. Acest proiect va hrăni mii de oameni în zona Beirut. Șomajul în Liban este de 40%, dar 80% din populație este subnutrită. Moneda națională s-a prăbușit. Proiectul organizației creștine este un veritabil succes, ceea ce le va permite și mai mult să aibă uși deschise pentru propovăduirea lui Hristos. Misiunea Medicală Mondială a fost înființată în 1977 de către organizația Samaritan's Purse pentru a ajuta chirurgii care doreau să se ofere voluntari pentru programe de misiune pe termen scurt. Astăzi, sute de medici creștini voluntari, stomatologi și personal medical auxiliar lucrează în spitale și clinici de misiune din întreaga lume. Chirurgul pediatru Dr. John Fitzwater, care călătorește alături de soția și copiii săi, servește ca voluntar pe termen scurt la Spitalul Kenwick din Kenya prin Misiunea Medicală Mondială. Împreună cu alți medici, asistente și alți profesioniști în domeniul medical, ei susțin și consolidează activitatea spitalelor partenere Samaritan's Purse din întreaga lume. Misiunea nu înseamnă doar a fi un bun orator. Un medic poate prezenta dragostea lui Dumnezeu nu din spatele unui amvon, ci cu stetoscopul sau alte instrumente medicale. Medicul creștin Fitzwater este extrem de atent cu copiii pentru că ei au avut un loc important și în ochii Domnului Isus. Alpha.